este extraordinară, că am primit 5%, nu știu dacă pe anul ăsta sau anul viitor. Nu, e proiect. E proiect, da, e proiect, da. Deci noi vom protesta în continuare, alături de tot TESA din toată țara asta. Este și un protest pe 12 decembrie în fața la Ministerul Sănătății, organizat de Uniunea TESA Națională. Ministerul Sănătății a acordat 30% comitetului director. Probabil că nu se știe că doar comitetul director poate să susțină o instituție. Nu tot comitetul director, financiar contabil. A, numai directorul de îngrijire. Comitetul director. Vedeți, mă susține lumea. Deci cred că toată lumea conștientizează că o instituție, orice fel de instituție, dar mai ales o instituție sanitară cum este a noastră, nu poate funcționa fără personal TESA, de orice natură, că este și tehnic, și financiar, și achiziții, și juridic, și salarii, și tot. Ce vorbim? Facem tot posibilul să fim luați în seamă, pentru că n-am fost luați în seamă până acum absolut deloc. Suntem considerați așa ca un apendice, care uneori poate fi scos, știți că apendicele se scoate dacă e necesar. Adică noi ne punem o simplă întrebare, nu mai noi, toți cei din TESA din țara asta, își pun o simplă întrebare. Pentru unii sunt bani, pentru alții nu sunt. Ori nu sunt pentru nu sunt bani pentru nimeni, ori sunt bani pentru toată lumea. Eu așa văd lucrurile. Și nu numai eu, toți colegii mei. Reacția președintelui PNL după scandalul dintre premier și ambasadorul României în Statele Unite. Nicolae Ciucă a spus într-o emisiune la A7 TV că un astfel de moment nu ar fi trebuit să aibă loc, mai ales că era vorba despre o vizită externă importantă. Indiferent de situație, atunci când vine vorba de imaginea României, îndeosebi în afara granițelor, nu trebuie să fie pătată de problemele care disonează în politica internă. Iar acolo fiind vorba și de un spectru diplomatic care are finețea lui, are relevanța lui, cu atât mai puțin trebuia să aibă loc un astfel de moment. Și neavând detalii, pentru că nu am discutat cu niciunul dintre actorii acestei situații, mă feresc să speculez. Dar pot spune că nu așa se face diplomație, nu așa se face politică externă. Avem nevoie, toate aceste, știți ce frumos am învățat de mici când spunea, dom'le, rufele se spală în familie, apoi să le spălăm în familie. Reacția liderului PNL vine după ce premierul Marcel Ciolacu a declarat zilele trecute că, dacă ar fi putut, l-ar fi rechemat pe ambasador înapoi în țară. Eu am venit însoțit de doamna ministru de externe și cred că reprezentarea la cel mai înalt nivel este prin ministrul de externe. Nu am altceva ce să-i spun domnului ambasador. Cred că doamna ministru va lămuri dânsa situația. Noi nu stabilisem încă componența exactă care urma să fie pentru ziua de astăzi. De aceea am și spus că câteodată trebuie să ai răbdare. Tensiunile dintre șeful guvernului și Andrei Muraru au pornit de la faptul că ambasadorul a criticat excluderea sa de la întâlnirile pe care le-a avut echipa guvernamentală în Statele Unite. Domnul prim-ministru a considerat că nu este necesară participarea reprezentanților ambasadei României la Washington la întâlnirile politice din următoarele zile. Acestea fiind spuse, domnule prim-ministru, nu rămâne decât să vă doresc foarte mult succes dumneavoastră și echipei guvernamentale, pentru că succesul dumneavoastră aici în America înseamnă succesul României.
Numărul 2 în NATO, Mircea Geoană, este primul în intenția de vot pentru alegerile prezidențiale. Un sondaj InScop realizat la comandanews.ro arată că peste 26% dintre respondenți ar vota cu Geoană. Premierul Marcel Ciolacu este pe 2 în top cu aproape 21%. Alți 14% ar vota cu senatoarea Diana Șoșoacă, 14% cu liderul AUR George Simion, iar 12% cu președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciucă. Într-un scenariu care îl exclude pe Mircea Geoană, Marcel Ciolacu ar aduna peste 27% din voturi. Întrebați și dacă vor vota sau nu la prezidențiale, aproape 60% dintre respondenți au răspuns că sigur vor merge la urne. Prezidențialele vor avea loc la finalul anului viitor. Sondajul a avut loc între 20 și 27 noiembrie și a fost realizat telefonic pe un eșantion de 1100 de persoane adulte. Discuțiile pe viitorul buget de stat continuă. Liderii PNL vor majorarea salariilor profesorilor cu 20%, dar și un buget record pentru educație, cu 57% mai mare, anunță surse liberale citate de presă. La ședință au participat președintele PNL, Nicolae Ciucă, ministrii finanțelor și educației, Marcel Boloș și Ligia Deca, dar și grupul fiscal al PNL. În cazul profesorilor, majorarea de 20% s-ar adăuga celei de 30% decisă pe finalul mandatului de premier al lui Nicolae Ciucă. În bugetul pe 2024 sunt cuprinse și sume importante pentru transporturi, mediu, dar și pentru Ministerul Dezvoltării. Simultan au fost cuprinse deja sumele necesare pentru noua lege a pensiilor. Este un buget foarte realist pentru că actuala situație economico-financiară ne obligă la această abordare realistă. Vom continua programele de investiții care sunt absolut necesare, deci nu vom renunța la proiectele de investiții și vor fi bani pentru proiectele aflate în coordonare la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul Mediului. Este pentru prima dată când vom avea o creștere consistentă a bugetului la Ministerul Educației, pentru că avem noile legi ale educației care trebuie să fie susținute cu resursa necesară pentru a produce efecte și aici trebuie să vedem efectele pe termen mediu și lung ale legilor educației și nevoia de asigurare coerentă și graduală a creșterii bugetului la Ministerul Educației, pentru că sunt o serie întreagă de elemente care în momentul de față abia vor fi pornite. Vom merge pe proiecte care nu vor avea toată sfera de cuprindere la nivelul întregului sistem, pentru că este imposibil, trebuie să fim cât se poate de realiști. Cert este că, așa cum arată proiecțiile bugetare în momentul de față, Ministerul Educației va avea o creștere încă o dată consistentă, istorică pentru România. La fel la Ministerul Mediului, la Ministerul Transporturilor. La începutul săptămânii, ministrul finanțelor Marcel Boloș dădea asigurări că anul viitor nu vor fi impuse creșterii de taxe și impozite. Viitorul buget ar urma să fie votat în Parlament până pe 22 decembrie. Lucrările pentru un nou penitenciar în județul Buzău pot începe. A fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor, care vor costa 65 de milioane de euro. Ministrul Justiției Alina Gorghiu a anunțat că noul penitenciar va respecta ultimele standarde europene și va avea 900 de locuri de detenție. E o veste bună pe care cred că statul român trebuia să o dea după ani de zile în care n-a anunțat nicio investiție relevantă în sistemul penitenciar. Astăzi, în prezența colegilor mei de la ANP, și mulțumesc domnului Halkin că este alături de mine astăzi, și în prezența constructorului care va derula lucrările, vom semna contractul de execuție
la lucrările penitenciarului din localitatea Unguriu, județul Buzău. Vorbim despre o investiție crucială pentru sistemul penitenciar din țara noastră. Unitatea nouă de la Buzău va avea 900 de locuri de detenție, din care vorbim de 100 de locuri în regim deschis și 800 de locuri în regim semideschis. Toate acestea vor fi calculate la standardul din memorandumul Resmiveș. Vorbim de 4 metri pentru fiecare persoană privată de libertate, mai mult practic decât standardele europene. Valoarea totală a investiției la momentul acesta ar fi aproximativ de 65 de milioane de euro. De ce vă spuneam de locurile din regim deschis și semideschis? Pentru că la momentul acesta, sistemul penitenciar are cea mai mare problemă, cea mai mare vulnerabilitate pe regimul semideschis, unde gradul de ocupare este cel mai mare, vorbim de 139,18%, da? 139% grad de ocupare, adică un grad de ocupare destul de mare. Prin crearea acestor noi locuri de cazare, capacitatea de cazare pentru regimul semideschis în unitățile penitenciare din partea de est a țării duce la o creștere la 2723 de locuri, indicele mediu de ocupare coborând la 94,38%, adică sub 100%, ceea ce reprezintă o schimbare fundamentală în sistemul penitenciar. Lucrările la noul penitenciar ar trebui să fie gata în aproximativ 4 ani, a adăugat ministrul Justiției Alina Gorghiu. Florin Câțu este oficial urmărit penal de DNA. Fostul premier a fost chemat ieri dimineață de procurorii anticorupție pentru a fi audiat în dosarul vaccinurilor anticovid. El este acuzat de complicitate la abuz în serviciu. Câțu a stat în sediul DNA mai puțin de jumătate de oră, iar la ieșire a spus că a respectat legea. Ne-am îndeplinit atribuțiile de prim-ministru. Nu respecta legislația în vigoare. Bineînțeles, am încredere în justiție. Cum explicați acele achiziții atât de mari în condițiile în care existau deja acele stocuri? Că n-ați explicat. Tocmai v-am spus că nu despre un dosar. Domnule, nu e vorba numai despre dosar care e secret, că știm asta. E vorba despre ceea ce ați făcut dumneavoastră și ceea ce vi se impută acum. Numai că faptele le-ați făcut atunci în pandemie. Au fost presiuni asupra dumneavoastră pentru acele achiziții? De 27 am 37 de milioane. Ce pot să vă spun este că ne-am existat atribuțiile de prim-ministru cu respectarea legislației în vigoare. Care a fost raționamentul pentru care ați cumpărat atât de multe doze? A făcut cineva presiune asupra dumneavoastră să luați 10 de milioane de vaccinuri în condițiile în care existau stocuri? România a refuzat să achiziționeze o altă tranșă în acea perioadă. România de ce nu? Puteați, aveați posibilitatea și dumneavoastră să refuzați. De ce n-ați făcut asta? Care a fost? Adică, cum s-a luat această decizie? Sunt lucrurile în urmă. Vă reproșați ceva că ați cheltuit aiurea bugetul statului și că bugetul a fost păgubit așa cum vă reproșați de procurorii? Dacă vă uitați la execuția bugetară pe 2021, veți vedea că execuția este mai bună decât estimată la începutul anului. În dosarul vaccinurilor anticovid sunt vizații și foștii miniștri USR ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Toți trei sunt acuzați că au cumpărat 10 de milioane de vaccinuri anticovid în plus, deși România avea suficiente doze pentru imunizarea populației. Prejudiciul este de peste 1 miliard de euro. Universitatea Cluj și CFR s-au calificat în sferturile Cupei României. Ieri au avut loc ultimele meciuri din grupa B. Universitatea Cluj a învins-o cu 4-0 pe Botoșani și a câștigat grupa cu 7 puncte. Rivala din orașe CFR a făcut egal cu Rapid Scor 0-0 și a obținut calificarea datorită golaverajului mai bun decât al giuleștenilor. Tot ieri Zalău a câștigat cu 2-1 meciul cu Bihor, iar CSEA Steaua a învins-o cu 3-2 pe CSM Alexandria. Etapa a treia din faza grupelor continuă astăzi. Cele mai interesante partide sunt de la ora 20:45. Dinamo primește vizita.
Vremea se răcește astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și 8 grade. Cerul va fi acoperit în toată țara, la munte și în Moldova sunt așteptate ninsori, iar în restul regiunilor lapoviță și ploi. Vântul va sufla cu putere în Dobrogea. În capitală cerul va fi acoperit, vor fi condiții de lapoviță, iar temperatura maximă va fi de 2 grade Celsius.